Ia zi ceva. Bună seara. Așa, bună seara. Dacă pe partea aia e seara la tine? Da, e seara. E seara și aici. Te rog, ce te-am învățat mai departe? Păi, telespectatorii cred că știu deja poezia. Știți că dacă ați trimis SMS la 1789 cu textul concurs... Tu te gândești... Faci să mă bâlbe și eu. Te gândești deja la ghicitoare, nu? Da. Da? Eu abia aștept. Ia zi, care ghicitoare, ca să văd dacă te las să o spui. Bine. Ia. Care floare are gheare nici și parfumul întreb. Cel mai tare? Care gheare... Nu, care floare. Care floare are gheare și parfumul cel mai tare? Aveți timp de gândire. Gura leului. La leaua. La leaua? A, mândria țigâncii. Are gheare? Oh. Deci, în fine, nu cred că o să stăm o până dimineață. Deci care trandafirul. E extraordinar, da? Păi da, alea gheare, mă. Spin sub o altă formă, păi, metaforă. Nu, mă, spune omului, clar, pe ghicitoare trebuie păi să dea toate. Așa e ghicitori. Nu, lasă, preiau eu. Preiau eu pe pieptul meu. Așa. Nu pe pieptul tău. Deci, bună seara, doamnelor și domnilor. Dacă ați fost conștiincioși și ați accesat SMS-ul 1... 789. Așa. Și ați scris acolo concurs. Eu pot să spun asta până în ziua de apoi, că tot mie îmi scrieți unii dintre dumneavoastră. Deci, nu-mi scrieți mie, că nu pot să vă ajut cu nimic. Deci, numărul și numele dumneavoastră se stochează într-un hard. Când am început doar activitatea în televiziune, nici nu existau cuvintele astea. Hard, soft, computer. Da, cam asta s-a întâmplat și dacă avem pe cineva care și-a făcut temele, cum se zice, s-ar putea ca robotul nostru să fi și plecat în cursă și să vedem dacă este o doamnă, te las pe tine. Dacă este doamnă, te las pe mine. Dacă este un domn, mă las pe tine. Te las pe mine. Mai zăpăcit cu trandafirii. Cum ai zis? Lăsați? Lăsați, da. Plătești tu sau ce? Adică lăsați, da. Vă rog frumos, bună seara! Bună seara! Te rog. Sigur? Te rog. Bună seara, cum vă numiți? Bună seara, Petrică. Dar poți să repezi ghicitoarea, să vedem dacă s-a uitat la televizor. Da, mai întâi să întreb de unde este. Da. De unde sunteți? Din Egidia. Perfect. Ați fost atent acum 5 minute la ce am spus? Nu prea am fost atent. Perfect, și mai bine. O să vă adresez o ghicitoare. Dacă da. Știți răspunsul, alegeți o cifră, nu un număr, da? Da. Bun. Vezi că cifrele sunt până în 9. Da, da. Încep cu ghicitoarea eu. Care floare are gheare și parfumul cel mai tare? Trandafir de la un... Păi ce ați făcut? Trandafir. Extra. Dar cum ați ghicit? M-am pomenit vorbind. Da. Știu vorba. Perfect, bravo. Acum... Și acum alegeți o cifră, deci până în 9 sau un număr de peste 9. Eu așa am auzit că numărul e făcut din două numărul cifre. Numărul 23? Pe cifre, da. Din două cifre, da. Numărul poate să aibă 23. Și te rog, uite, este 20, în da? Apropierea ta, vecina mea. Bine. Muzica. Aoleu! Așa ceva. Bun. O dată. Încă un număr. Haideți. Încă o dată, mai aleg un număr? Păi, ca să luați 10.000, trebuie să-l mai nimeriți de două ori. 10? Așa am pățit 10. Și eu în tinerețe. La a treia oară mi-a zis, poți să rămâi peste noapte, da. E bine și așa. O tabletă! Felicitări! E bună? Da, e bun, orice, nu contează. E bun, o tabletă. Deci asta este deosebirea față de alte treburi. La noi, oricum se câștigă câte ceva. Colegii mei o să vă spună cum ajunge la dumneavoastră. Mai rămâneți în telefon o secundă. Mulțumim frumos! Cu
asta s-a rezolvat situația. Toată această poveste este asigurată de Altex. Vă mulțumim frumos, dragi prieteni. Iar dumneavoastră continuați să accesați SMS-ul 1789, să scrieți acolo concurs. Și dacă doriți să vedeți toate năzbutile noastre, le găsiți pe Instagram-ul emisiunii. Florin Călinescu Show. Și pe TikTok-ul. La fel, cu același nume, Florin Călinescu Show. Așa, și dacă cumva pierd o emisiune din asta sau din toată grila Primei TV și a lucrurilor și a celorlalte, Profit, Cine Maraton, Agro TV și așa mai departe... Pe Prima Play. Cum adică Prima Play? Intră acolo. Punct. Ro. Păi, bravo, adică... Știu, unde stai, frumoasa mea? În Suceava.